Mântuitorul i-a atras atenția la acest om, la acest sutaș, modestia sa, buna lui credință, omenia sa și mai ales credința că se întâlnește cu Hristos, că se întâlnește cu Fiul lui Dumnezeu, Celui viu și adevărat, a doua persoană a Sfintei Treimi, om adevărat și Dumnezeu adevărat în același timp. Sigur, sutașul, ca dregător roman sau ca slujitor roman, ca slujitor al Imperiului Roman, ca angajat al acestui imperiu stăpânitor peste țara Iudeei atunci, auzise de minunile săvârșite de Iisus Hristos. Auzise de cele, de faptele minunate întâmplate, ori săvârșite de acesta. Și a venit în întâmpinarea lui cu toată credința atunci când și-a văzut pe unul din slujitorii săi neputincios, bolnav și slăvănoc fiind. Și iată Mântuitorul în dialogul foarte frumos și impresionant pe care îl are cu acest sutaș, spune: venit, îl voi vindeca. Și aici se vede sinceritatea și smerenia sau modestia sutașului care spune: Doamne, nu sunt vrednic să vii sub acoperișul casei mele. Dar eu știu că tu, dacă zici, doar cu cuvântul se poate împlini acestea, fiindcă și eu celor pe sub mine le spun să meargă și se duc, să vină și să vin, să se întoarcă și să vină. Adică fac ceea ce le spun eu, execută ordinele sau dispozițiile mele, cum și eu la rândul fac acest lucru în raport cu șefii mei, cu conducătorii, cu stăpânii mei, execut cele ce ei îmi poruncesc să fac. De aceea, Doamne, știu că Tu, dacă vei zice, se va împlini cuvântul Tău. Și Mântuitorul este impresionat știind și conștientizând că mulți evrei îl contestau, că nu credeau că este Mesia, că nu credeau în Sfințenia Lui și mai ales în Dumnezeirea Lui. Și mulți deci îl discutau și speculau cele făcute ori împlinite de El. De aceea Mântuitorul, și cu oarecare tristare și poate chiar mâhnire, a spus: adevărat grăiesc vouă că nici în toată țara Iudeii, în toată Iudeea, n-am găsit atâta credință ca la omul acesta. El știind că mulți îl însoțeau din interes, fie să fie hrăniți, fie să fie tămăduiți, vindecați, fie cărturare și farisei practic îl spionau, îl urmau, îl monitorizau, îl urmăreau, căutând să-l prindă în cuvânt. Nu pentru cuvântul său mergeau ei cu el, sau pentru învățătura lui. Nu ca să-și o asume, să-și o însușească în propriile lor vieți, ci ca să-l prindă în cuvânt. Ca să-l iscodească, ca să-l ispitească, ca să-l provoace pe el. Ori acest dregător roman, păgând de credință și de neam, cel puțin în viziunea lor, iată că a venit la Mântuitorul cu toată sinceritatea, mijlocind în rugăciunea sa adresată Mântuitorului pentru tămăduirea ori vindecarea slugii sale, cele neputincioase ori bolnave. Și de aceea Mântuitorul spune că mulți din cei ce n-au văzut și nu s-au împărtășit de Hristos vor intra în Împărăția lui Dumnezeu stând la masă cu Dumnezeu. Și mulți dintre cei care au avut ocazia, au avut prilejul de a se înfructa din împărtășirea cu Hristos, de a se bucura de întâlnirea cu El sau de întâlnirile cu El, nu vor sta la această masă, ci izgoniți și refuzați vor fi. De ce? Pentru că n-au avut credință. Pentru că n-au făcut lucrul acesta cu sinceritate. Dacă este să ne cercetăm puțin conștiințele și noi, de multe ori facem unele lucruri, chiar vis-a-vis de Hristos, ori de credință, dintr-un anumit interes. Nu întotdeauna suntem sinceri. De multe ori suntem ipocriți, suntem fățarnici.
Mai mult decât atât, din Evanghelia de astăzi învățăm, ori putem înțelege ce mult înseamnă să ne purtăm sarcinile unii altora așa cum chiar Hristos ne îndeamnă să o facem. Și ce mult contează, ce mult ajută să ne rugăm unii pentru alții. Să ne pomenim în rugăciunile noastre unii pe alții. Să dăm acatiste și sfinte liturghii sau pomenice pentru cei, pentru semenii noștri aflați în neputințe, în boli, în necazuri sau în diferite strâmtorări sau cumpene. Să ne rugăm pentru ei. Să ne rugăm cu ei. Să aducem prin oasele noastre la Sfântul Altar, jertfă fiind pentru ei, pentru tămăduirea, întoarcerea, vindecarea sau tămăduirea lor. Ce mult contează să fim în această solidaritate, în această empatie spiritual-duhovnicească de a ne ruga unii pentru alții, de a ne pomeni unii pe alții, de a mijloci, de a fi niște mijlocitori care în rugăciunile noastre adresate Mântuitorului și Maicii Domnului și tuturor Sfinților, să ne rugăm pentru cei aflați în diferite necazuri și care sunt semenii noștri, apropiații noștri, rudele noastre, vecinii, colegii, ori prietenii noștri. Și să o facem cu toată sinceritatea. Mântuitorul a apreciat, apreciază și va aprecia dacă vom face toate acestea cu toată sinceritatea. Nu în mod ipocrit,